Bună seara! Cu această ocazie vreau să fiu și primul care vă urează un Crăciun fericit. <laughs> Cred că nimeni n-a făcut-o. După cum a explicat și Dragoș, o, explic, o să vă fac să înțelegeți cum am reușit eu să fac trecerea de la radio la gastronomie. N-am crezut nici eu că e posibil sau nu m-am așteptat la asta. O să încep cu un grafic. Merge? Bun. Așa, cam asta e situația din țara acum. E un grafic de la Google, din 2010 pornește până în 2014, niște cuvinte pe care le caută românii pe internet în materie de mâncare. Ciorba, după cum vedeți, este în partea de sus și domină timpul, pentru că cu de români pe internet. Supa face o figură frumoasă, dar vinetele o rup, vedeți? În, mai ales în perioadele de post și toamna, lunga verde. Și brânza, de asemenea, face o figură mult mai frumoasă în fața fineții supei. Partea de jos este ceea ce credeam eu că mă interesează pe mine, adică sunt aceia care caută creveți pe internet. Dunga galbenă îi reprezintă pe acei rafinați, nu-i așa, care își doresc mai mult de la viață. Și eu, la început. <laughs> Credeam sincer că atunci când am, am început să fac radio, credeam că rostul meu pe lume este să mă adresez, nu-i așa, unui, unui public selectat care să înțeleagă glumele mele ininteligibile și uh, am crezut tot, tot timpul că să vorbesc numai cu tipii care caută creveți. Nu prea știam, pentru că făceam o emisiune de dimineață și nici nu știam absolut nimic, luasem foarte personal uh, această îndeletnicire. Credeam că uh, oamenii trebuie puși la treabă, puși să zâmbească, scoși din ritmul lor obișnuit și uh, credeam că misiunea mea este să le schimb viața. În primul rând să le schimb figura dimineața, să-i fac să râdă și apoi să-i scot din, uh, din amorțeală. Să... Aveam un aer mesianic așa? și mă identificam foarte tare cu ceea ce făceam. Nu, uh, nu exista o ruptură între mine, cel de acasă și cel de la radio. Eram uh, răzvan tot timpul într-o emisiune de radio, probabil că nebunisem un pic și o luam foarte serios. Și așa într-o zi m-am -am gândit pentru că eram foarte deprimat că mi se părea că lucrurile în istorie se repetă și nimeni nu se prinde. Aveam o disciplină pronunțată la radio și scriam cam toate lucrurile pe care le spuneam, pentru că era și o perioadă destul de chinuitoare. Se primeau telefoane, se făceau glume politice și atunci textul trebuia să existe acolo. Și m-am uitat să văd ce se întâmplase cu un an în urmă, în ziua aceea. Și am avut surprinderea să văd că. Uh, lucrurile arătau la fel, se întâmplaseră cam același lucru, uh, evenimentele din politică, nu știu, știrile diverse și am uh, repetat știrile de cu un an în urmă. Inclusiv vremea s-a potrivit, asta m-a enervat de fapt cel mai tare. Și apoi, zi de zi, timp de șase luni, eu eram, am fost singurul care a știut de povestea asta, am continuat să citesc știrile de cu un an în urmă, ajustând pe aici, pe acolo, aducând evenimente actuale atunci când era cazul, dar în rest erau numai știri de cu un an în urmă. Chestia care m-a costat prima depresie serioasă din viață, am, am, am luat-o din nou foarte personal și mi s-a părut că gestul meu de a face radio e o nebunie, nu are sens să mă mai gândesc la lucrurile la care mă gândesc și că nimeni nu înțelege de fapt ce spun eu și ce vreau eu și eram, mă simțeam foarte singur pe lume. Și din cauza asta domnul Adrian Sârbu încerca să mă dea afară cam de 3-4 ori pe săptămână. Și uh, îl enervam foarte tare și odată făcusem ceva foarte grav. M-a chemat uh, la o ședință, urma să fiu dat afară definitiv de data asta. Și uh, m-am întâlnit cu un domn care venise să se ia un interviu, lucra la ziarul Adevărul și s-a uitat la mine, aveam părut foarte lung atunci, eram uh, hippie. Și a zis, tu ești Răzvan da, nu m așteptam să arăți așa. Mă rog, era normal, <gânt> m-am gândit că e omul are dreptate și uh, zice, să spun uh, ceva, eu eram foarte supărat că o să fiu dat afară. Dimineața eu iau autobuzul din piața Iancului și merg la casa presei la birou și evident e foarte multă aglomerație, apăruseră niște autobuze foarte mișto atunci, dafur în care se auzea bine radioul și se asculta Pro FM, eu, rondul de dimineață. Și uh, s-au închis cu greu ușile, oamenii s-au înghesuit foarte tare, eu am început să vorbesc, autobuzul a pornit ușor din stație și șoferul a schimbat postul. Tipii din autobuz au început să huiduie. El a ieșit din cabină și a zis, care e problema? Vrem să-l auzim pe ăsta. Nu pot să conduc când vorbește ăsta, că mă face să râd și nu sunt atent la... Uh, stăm, ascultăm și mergem mai departe. S-a dus, s a schimbat la loc postul, uh, am terminat de vorbit a început muzica, a pornit autobuzul. Evident, am avut pipota foarte umflată, de bucurie, m-am gândit că oricum o să-i placă lui Sârbu, că el mai e mai cinematografic, așa și... A... Evident, nu m-a dat afară atunci, dar nu cred că nu din cauza asta apărat. Și mai apoi am avut și confirmarea acestui fapt că acel, această relatare este adevărat. Acum câțiva ani m-am întâlnit cu niște tipi pe care nu-i știam și toți mi-au spus că, uite, un story foarte mișto, o să-ți placă foarte tare în autobuz, s-a confirmat științific. Acum, revenind la... <laughs> și jurnalistic. Revenind la glumele astea pe care le făceam și la felul în care înțelegeam să, să fac radio, eu nu, nu, nu făceam nicio ruptură între viața mea și căutările mele personale. Și tot ce Făceam, era să acumulez, eram într-o perioadă din asta în care acumulam și urma să explodez. Îmi plăceau mult lucrurile, mă, mă înconjuram, eram pasionat de antichități, eram într-o perioadă foarte barocă. Și totul mi era, era foarte greu până când, după șapte ani de radio, în anul 2000, mi s-a părut că, sigur, e foarte bine, sunt Dita mai vedeta de radio, e o câmpie frumoasă, înflorită în fața mea și, în capăt, scria mare, așa ca literele de la Hollywood, rutină. Și nu mai înțelegeam de ce ar trebui să lucrez eu la radio, nu mă mai simțeam bine în mediul ăsta, nu mă mai reprezenta, nu mai era limbajul meu. Eu, de fapt, descoperisem un limbaj până atunci, ceva care mă ajuta să ajung la mine. Și mi se părea și foarte important și din cauza asta îl împărtășeam. Așa că am plecat de la radio și am trăit un an la țară, ați auzit povestea, am fost foarte convingători cu vecinii. Și după aceea am lucrat în comunicare, am făcut gherila, am tot apărut, dispărut, mi-am văzut de treaba mea, până la un moment dat, când am simțit că nu mai am legătură cu mine. Eu pierdusem -mi legătura cu baza, nu mai înțelegeam ce aș putea să fac, pentru că din viața mea, din felul în care mă exprimam dispăruse tensiunea aceea. E un gol în stomac pe care îl ai când deschizi calea la, la radio și un fel de ad ad adrenalină care ți se urcă la cap și uh, care te face să, 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 să descoperi lucrurile la care nu aveai acces. De fapt, ce făceam eu la radio era să mă conectez la un fel de cloud uh, în care existau niște idei pe care eu le scoteam la iveală, într-un chip care avea legătură cu acel limbaj numit de radio. Mai apoi, Încercam să ajung din nou acolo și nu, nu, nu reușeam să descopăr acel gol în stomac, acea tensiune, panică a lucrurilor pe care îl faci, drept ca o săgeată, și care nu, nu ți era cunoscut. Așa am ajuns la bucătărie, într-o bună zi, m-am apucat să gătesc, știam de mult timp, am fost forțat că ar trebui să fac treaba asta și vremea de vreo patru luni am, am muncit în bucătărie, am descoperit rutina, am... Descoperit ritmul din nou, pentru că asta avea mare legătură cu, cu radioul, și am descoperit că vine un moment când trebuie să mă despovărez, să mă purific, să scap de lucrurile pe care le acumulasem până atunci. Și mă puneam în situații dificile și încercam să mă gândesc că n-am nevoie de toate lucrurile de care mă înconjor, că pot să trăiesc cu mai puțin, că tot ce este în, în jurul meu. Mă, mă împiedică să ajung la mine. Așa am ajuns vegetarian, așa am ajuns uh, ro-vegan într-o perioadă, am... Uh, mi-am schimbat viața, am uh, dat la o parte foarte multe lucruri și într-o bună zi am... Uh, am început să gătesc fără să mai gust, pentru că mi se facea foarte rău când uh, găteam și gustam din sosurile astea franțuzești, pentru că eram... Uh, mâncam numai crudități, mi se facea foarte rău și am am început să mă feresc de mâncare și totul se petrecea în capul meu. Și în acest moment m-am reconectat la acel cloud și am descoperit că în viața mea a apărut o vibrație nouă pe care nu o știam, asta cu gătit. Îmi plăcea să gătesc, sigur, dar nu credeam că e treaba mea. Nu, 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 nu -mi imaginam asta, nici la radio n-am vrut să ajung, m-am chinuit foarte tare, eram extrem, extrem de, 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 necăjit și uneori am plâns dimineața când mă trezeam la 3, mi era greu. Și, în plus, mai traversam și o depresie foarte accentuată uh, pe atunci și aveam nevoie, probabil, de o, o penitență, un fel de canon din ăsta care uh, este munca în bucătărie. Trebuie să faci în fiecare zi același lucru, să aibă același gust și, în plus, să aibă bucuria asumată. Și uh, nu, nu, nu poți să, să te joci cu... merge în mizeria asta, A, așa. Uh. Nu poți să te joci cu, uh, cu ce le oferi oamenilor. Pentru că eu îmi doream în continuare să găsesc un, uh, un mod de a comunica, de a, le, de a oferi lumii ceea ce mi se pare mie bine și, în general, bucurie, energie. Atunci când deschideam calea la radio, aveam, să spun, 3-4 secunde la dispoziție, astfel încât să-l fac pe om să nu schimbe postul. Pentru că vocea, felul în care deschideam propoziția, dar, în primul rând, energia pe care o conține vocea, îl făceau pe acela atent la mine, să nu mă părăsească. Cam același lucru și cu mâncarea, pentru că în farfurie există o energie pe care n-ai voie să o pierzi în fiecare zi. Trebuie să faci același lucru. Mâncarea aia trebuie să aibă același gust și mai ales tu nu trebuie să fii nici supărat, nici adormit. Gestul tău trebuie să fie identic. Cam așa am ajuns să gândesc. Într-o bună zi am început să fac mâncarea mea, pentru că așa cum făceam radio în felul meu, am uh, decis că e mai bine să-mi urmez ideile. Și ideile mele mele nu aveau nicio legătură cu uh, vreo inspirație. Mă trezeam făcând ceva de mâncare și era foarte bun. De cele mai multe ori eu nu gustam din uh, lucrurile pe care le făceam, pentru că ele veneau în mintea mea și mă trezeam cu ele făcându-le. De cele mai multe ori îi puneam pe alții să le guste, să-mi spună dacă le plac. Era foarte bine. Și mi-am adus aminte că în tinerețile mele aveam foarte multe vise muzicale. Eu aud muzică, îmi cântă niște muzică în cap din când în când. Și am visat într-o noapte că am fost la un concert cu lui Armstrong. Și m-am bucurat foarte tare, am stat până la sfârșit, am aplaudat și dimineața mi-am dat seama că de fapt nu știam nicio piesă din ce cântase ăla la concert. Erau noi. Mă rog, nu le ascultasem eu și ascultasem foarte multe. Genul ăsta de, de conectare la, la un, o zonă din care inspirația vine fără să-ți să explici, pare să fie noul meu drum în viață, pentru că nu nu, nu pot să-mi explic cum, cum ajung la, la lucrurile astea, pentru că eu am început să gătesc, în primul rând, fără să gust, iar apoi mâncarea este în capul meu, gestul este creat, este o, o entitate independentă de mine și care care se formează fără să să controlez. Eu ajung, știu gustul dinainte, știu ce urmează să obțin, nu-l cunosc pentru că este nou, iar în capul meu se, nu, nu știu să explic din punct de vedere științific acest fenomen, dar se creează ceva care nu există, dar care are deja materialitate. Pentru că produsul finit este, îl gust, mă mir de el, pentru că nu-l cunosc, nu l-am mai întâlnit, n-am mai gustat nicăieri chestia asta, și mă bucur și trec mai departe. Și mai facem încă ceva de mâncare. Acum, Comparând cele două momente din viața mea, mi se pare că le seamănă foarte tare, pentru că eu, de-a lungul timpului, m-am gândit că e foarte bine să îmi păstrez grația. De fapt, privirea mea curioasă asupra lumii era la fel și la radio și în bucătărie, pentru că în bucătărie asta eu n-am uitat, n-am learn, learn, relearn, n-am scăpat de mine. E un fundament pe care am construit și pe care l-am tărât cu mine în, în bistro și... Dincolo de ceea ce gătesc, mai interacționez cu lumea și în felul ăsta totul se schimbă. Ca să înțelegeți mai bine ce fel de glume fac, mă duc uneori îmbrăcat în bucătar la oaspeți și întreb, v-a plăcut mizeria asta de mâncare? Ei se sperie, adică unii râd, majoritatea spun, vai, dar de ce vorbiți așa, că e foarte bună mâncare. Unii amuțesc și zic, îmi cer mii de scuze, acum chiar ați avut ghinion că am gătit noi, dar de obicei comandăm mâncarea de la chinezescu din colț, e foarte aproape, vine caldă, e, e, e perfect. Și dacă veniți săptămâna viitoare, că acum e ramadanul la ei și știți cum sunt că țin la săbători, o să vedeți ce, ce, ce mâncare bună <laughs> și niște tipi m-au luat foarte în serios și au transmis feedback, fusese recomandați de li s-a recomandat să se vină și uh, au revenit cu feedback și au zis uh, da, foarte mișto locul, grădina frumoasă, serviciu amabil, dar n-am înțeles unde e făcută mâncarea. Cum adică? Păi a venit unul la noi și ne uh, a zis ceva de chinezescu din colț, că nu, 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 Răzvan, glumea, nu, nu, nu glumea, că era foarte serios, n-a zâmbit nicio clipă și uh, mâncarea oricum era condimentată foarte ciudat, chiar putea să fie făcută la chinezescu din colț. Așa că asta este abordarea. Iar revenind la, la povestea asta cu învață, uită și învață din nou, mie, eu, eu nu cred că aici mai rămâne ceva de, de învățat, pentru că toate lucrurile astea vin împreună cu tine și le, le reașez, le, le recompui. Ca într -o, am, am o poveste pe care mi-a spus-o un prieten anume cu o doamnă care primise niște pești și îi ținea în cadă, urma să-i gătească, erau plocon pentru stăpânul ei, cum ar veni, și peștii erau vii și el s-a aștepta să vină acasă și să mănânce o saramură, doamna nu reușea să aibă o relație normală cu peștii și peștii erau vii și plescăiau și umpluse răbaia de apă și el a venit și a spus ce se întâmplă și a zis, păi încerc să-i înec. <ră> și... Mă rog, femeia nu, 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 nu reușea să, să rezolve chestia asta pentru că nu să pești până atunci, nu știa la ce folosesc ei. E, cam așa e și cu genul ăsta de lucruri care vin de nicăieri, cel puțin pentru mine, bucătăria și, în general, cred că li se întâmplă tuturor să ajungă uneori în fața unor lucruri pe care nu și le explică. Fac parte din ei, din viața lor, sunt ideile lor, sunt uh, lucruri, gânduri, dar uh, le sugrumă, mă rog, în mediul lor natural, cum ar veni, ca pe pește aia, în apă, încercând să îi nece, pentru că nu, nu, nu știu să le, să le extragă de acolo și să le facă vii la loc. Așa că acest învață și uită despre care am vorbit la început este o modalitate foarte simplă de a um, sintetiza grația. Pentru că este un dicton al fondatorului Aikido, Sensei Morihei Ueshiba îl cheamă, um, și care vrea să spună că din momentul în care ai asimilat toate lucrurile pe care le făceai, ele sunt metabolizate, le poți cu tine toată viața, nu te mai gândești la ele, nu mai ai nicio legătură. Din momentul la, grația apare în viața ta și tu faci lucrurile pe care le faci fără să te mai gândești că le faci. E un lucru simplu. Pare complicat, dar cred că este foarte simplu în esență. Așa că despre asta am încercat să vă vorbesc. E ca această buburuză, care și ea, într-un fel, spune învață și uită, pentru că ea, atunci când zboară, nu se gândește că zboară. Vă mulțumesc!